Bine v-am găsit la partea a cincea acestor prezentări și vom începe cu rugăciunea liniștită. Amin. Bun, deci am ajuns deja la partea a cincea și în partea a patra am vorbit puțin despre paralelismul dintre aceste trei linii și a rămas ca acum să facem legătura dintre cele șapte tunete și ușa închisă. Și mi-am propus ca în această prezentare să vorbim deci foarte puțin despre cele șapte tunete, doar să arătăm că au fost șapte și că sunt împlinirea profeției. Iar după aceea să vorbim puțin mai mult despre linia noastră și încă vreo câteva aspecte care nu le-am menționat în partea a patra. Deci noi știm că istoria Millerită a fost desfășurarea a șapte evenimente sau tunete, sub prima și a doua solie îngerească, ultimul simbolizând ușa închisă pe 22 octombrie. O ușă închisă sau închiderea harului, e același lucru. În prezentările anterioare am arătat cum această istorie se va repeta la liter în timpul nostru, după cum spune Spiritul Profetic. Deci, această istorie este un tip pentru noi care trăim la sfârșitul lumii. Și o să vedem și în timpul nostru cum toate aceste șapte evenimente vor conduce la o ușă închisă sau la închiderea harului. Dar cum am mai menționat și mă repet doar ca să reținem ideea, în timpul nostru, începând cu 1989, întâi are loc, ca să zic așa, experiența mișcării, deci toți cei care sunt în această mișcare fac această experiență a primului și celui de-al doilea înger. După aceea avem încă o linie care este linia bisericii mari, dacă vreți să spun, sau a restului bisericii adventiste, care vor face și ei această experiență, toți cei care acceptă această solie adevărului prezent, și în ultimul rând, care va fi de fapt și linia perfectă sau împlinirea perfectă a pildei celor 10 fecioare, împlinirea perfectă a celor 7 tunete, va fi de fapt antitipul tuturor liniilor care sunt un tip. Acea linie este linia celor din lume. Bineînțeles că o să vedem, începe cu legea duminicală, care este și testul pentru cei din mișcare și pentru cei din biserică. De asta în prezentarea următoare. Astăzi haideți să citim citatul despre cele șapte tunete, l-am mai citit și în alte prezentări. Spune, lumina specială dată lui Ioan, care a fost exprimată în cele șapte tunete, a fost o deliniere de evenimente ce vor avea loc sub prima și a doua solie îngerească. Da? Și atunci vedem clar cum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semne de hotar, care sunt cele șapte tunete și toate, dacă mergeți într-o prezentare care se numește, cred, chiar cele șapte tunete, se numește prezentarea, veți vedea cum la fiecare tunet sunt trecute și versetele biblice. Toate sunt împliniri ale profeției și au avut loc sub prima și cea de-a doua solie îngerească și s-au terminat cu ultimul tunet sau cu ușa închisă, închiderea harului pentru toți cei care nu au primit sau au respins aceste două solii îngerești. În ordinea lui Dumnezeu, spune, cele mai minunate și avansate adevăruri trebuiau vestite. Deci, în ordinea lui Dumnezeu, această ordine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cele două solii, prima și a doua solie trebuiau vestite, dar nicio altă lumină nu avea să fie dată până când aceste solii își vor împlini lucrarea lor specifică. Și lucrarea lor specifică a fost
să dea naștere unui popor din care a luat parte, din care s-a format de fapt Biserica Adventistă, pentru că lucrarea lor specifică, una la mână, am văzut că îngerul, un înger ajunge, același lucru este și în această istorie. Deci îngerul ajunge, solia îngerească ajunge, adică este formulată, începe să fie, aici la formulare începe să fie predicată, după care este confirmată printr-un eveniment, după aceea începe testul, testul numărul 1, adică testul primei solii îngerești. Credem în această solie îngerească care am auzit-o până aici și în momentul în care acest test se termină, atunci există o separare. Toți cei care au venit sinceri și au vrut să caute adevărul și să-l trăiască, trec de această separare, care a fost dezamăgirea, nu în timpul lor, marea, adică una dintre cele două crize, dacă vreau să zic așa. Și, cum am spus, cei care au fost sinceri și au vrut să primească adevărul merg mai departe, dar toți ceilalți sunt cernuți. Acum, a doua solie îngerească ajunge, începe să fie predicată, pentru că aici deja Charles Fish, de exemplu, a început deja să spună Babilonul a căzut, a căzut. Da? Și această solie, adică a doua, s-a împlinit în mod parțial, spune Ellen White, pe 19 aprilie, când a existat o cădere morală a Babilonului. În momentul când este confirmată, pentru că ce se spune aici a fost deja confirmat, că Babilonul a căzut, parțial, deci când este confirmată, începe testul numărul 2 și am să scriu aici jos, dar este valabil și pentru partea de sus. Testul 2, da? În acest test, la fel, oamenii sunt încercați, cred în solia care s-a dat sau nu. La sfârșitul testului există o separare și aici a fost marea dezamăgire și ultima separare din această experiență. Și așa cum scrie în citat, lucrarea specifică a acestor două solii îngerești s-a terminat. Pentru că aici, cum știm în istoria milerită, de exemplu, au trecut de fapt mai departe doar 50 de persoane cu aproximație. Din aproape 300 de mii. Unii spun 250, 300. Nu asta este important. Important este că doar fecioarele înțelepte care au iubit adevărul și au adunat ulei au trecut mai departe. Și, repet, aceasta este Matei 25 cu versetul 10, ușa închisă din pilda celor 10 fecioare. Deci vedem că istoria milerită se bazează pe aceste teste ale primei și cele de-a doua solingerești, se încheie cu a treia, cu ușa închisă pe 22 octombrie și la fel noi știm că această istorie trebuie să se repete pentru a putea lua parte la a treia, pentru că nu știu dacă am citatul aici, dar am citit, cred că în prezentarea trecută, un citat în care ea spune că nu poți să dea a treia solie îngerească dacă nu ai făcut experiența primei și celei de-a doua. Și cum nimeni nu mai este, deci ele trebuie să se repete la sfârșitul timpului, pentru că toți ceilalți care au avut experiența nu mai există, au murit de mult. Prima și a doua solie au fost vestite în 1843 și 1844, iar acum ne aflăm în timpul propovăduirii celei de-a treia. Deci ea vorbea după anul 1844 și spunea că ne aflăm în timpul propovăduirii celei de-a treia. De aceea am și scris. De aici, începând din 44, ne aflăm sub cea de-a treia solie îngerească. Încă ne aflăm și vedem. Și aici, până la sfârșitul lumii, ne aflăm sub cea de-a treia solie îngerească. Dar sub ea se repetă celelalte și citim. Acum este la fel de important ca oricând înainte, ca ele, soliile, să le fie repetate acelora care caută adevărul. De asta este și misiunea noastră. Pentru cei care sunt interesați să cunoască adevărul, aceste solii trebuie repetate, cum scrie aici.
De ce? Pentru că sunt Evanghelia veșnică, este planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și spune, noi trebuie să le proclamăm prin cuvântări, scrieri, arătând ordinea lor, prezentând și aplicația profețiilor care ne aduc la solia îngerului al treilea. Deci trebuie să arătăm ordinea lor, ordinea celor șapte tunete la fel, și spune că sunt aplicații ale profețiilor, cum am mai menționat, și ne duc la cea de-a treia solie îngerească. De ce e important cea de-a treia solie îngerească? Pentru că ea se referă, ca și cea de-a doua solie îngerească, în special la legea duminicală, și în cea de-a treia se menționează și mânia lui Dumnezeu, cele șapte plăgi. Este solia, cum spune Lenoi, nu este în notiță, este cea mai înfricoșătoare sau cea mai teribilă solie care a fost vreodată dată omenirii vreodată. Spune, fără prima și a doua solie nu poate să fie a treia. Aceste solii trebuie să fie vestite lumii prin publicații și cuvântări, arătând, atenție încă o dată, arătând în linia istoriei profetice lucrurile care au fost și care vor fi, pentru că mai sunt încă două linii, iar noi suntem încă aici, arătăm încă, noi suntem înainte de strigătul la miezul nopții, deci arătăm spre lucrurile care vor fi. Nu numai spre trecut. Deci, istoria se va repeta, cele trei solii vor fi date din nou de către cei din biserica, din zilele din urmă, când pentru a putea fi încercați de către a treia solie, pentru că și a treia solie are și a testul ei, trebuie să treacă în prealabil prin experiența primești cele de-a doua solii. Și acum haideți să încercăm să comparăm, să mai arătăm câteva aspecte între... Să vedem încă o dată câteva puncte din acest paralelism dintre linii. Și aș vrea să încep prin a spune că înainte de fiecare linie de reformă există un timp de întuneric. Tocmai acesta este motivul pentru care Dumnezeu face o reformă în poporul său, pentru că poporul său este în întuneric. Și dacă ar fi să luăm, de exemplu, linia lui Moise, care este prima, întunericul de dinaintea liniei de reformă a lui Moise a fost captivitatea în Egipt, unde ei ajunseseră să nu mai poată să țină sabatul, deci era un întuneric. Avem la fel linia celor trei decrete, linia lui Ezra, cum ar fi. Înainte de acea linie avem, bineînțeles, captivitatea în Babilon, la fel a fost un întuneric, fiind robi păgânilor. Avem linia lui Iisus Hristos. Întunericul în linia lui Iisus Hristos era faptul că poporul lui Dumnezeu ajunsese să se considere tradiția ca fiind punctul principal, și vedem asta din faptul că fariseii, cărturarii și așa mai departe nu au înțeles partea spirituală a lucrurilor, și Iisus tocmai asta a vrut să-i învețe, vrea să-i treacă de la tradițiile lor, de la înțelegerea literală la cea spirituală. Și acesta a fost întunericul înaintea de linia lui Iisus Hristos, și acum Dumnezeu normal l-a ridicat pe Ioan, după ce a venit Iisus și ucenicii, ca să scoată poporul din acel întuneric. În anul 1798, întunericul, și haideți să fac așa ceva, acesta fiind... simbolizând întunericul, da? Ca să ne rămână în memorie. În anul 1798 a început Daniel să fie înțeles, nu de către pionieri, dar înainte, de către Miller și de către ceilalți, dar înainte, întunericul a fost cei 1260 de ani de persecuție papală. Deci vedem că de fiecare dată este un întuneric și... Avem anul 1989 și o întrebare, nu o să intru în detaliu, dar a fost un întuneric în Biserica Adventistă înainte de 1989? Da, cei care știm mai multe despre istoria care a avut loc
în special, chiar înainte să moară Ellen White, dar în special după moartea Ellen White, cum au existat multe personalități în adventism care au încercat să schimbe metodologia și au și reușit să schimbe metodologia de interpretare a Bibliei. Și aș vrea doar să dau exemplu la conferința biblică din anul 1919 și îl dau exemplu pe Prescott, care în cartea Doctrina lui Hristos, el separă profeția de Evanghelie. Dar dacă stăm să ne gândim doar la un singur aspect, în Geneza 3:15, unde spune, vorbește de șarpe care îi va sfârma, care va mușca călcâiul și Iisus când va veni va zdrobi capul șarpelui, este o profeție, după cum spune Ellen White, și o să citim citatul, dar ideea este: această profeție arată spre Iisus Hristos care va veni și îl va învinge pe Satana prin faptul că învinge păcatul în trup omenesc și mergând la cruce. Și aceasta este centrul Evangheliei. Deci este Evanghelie Geneza 3:15. Și haideți să vedem ce spune Ellen White despre aceasta. Ellen White spune în Tragedia Veacurilor: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3:15. Sentința divină pronunțată împotriva lui Satana după căderea omului era, la rândul ei, o profeție, cuprinzând toate veacurile până la sfârșitul timpului și prevestind marele conflict care urma să angajeze toate rasele de oameni ce aveau să locuiască pe fața pământului. Deci vedem clar cum Ellen White spune că este o profeție, dar ea era în același timp și o evanghelie. Deci evanghelia și profeția sunt una și același lucru. Iar vis-a-vis de această separare, în Marcu, capitolul 10, versetele 8 și 9, nu le citesc acum, dar spune că ceea ce Dumnezeu a pus împreună, omul să nu separe. Care se poate aplica foarte bine la separarea între profeție și evanghelie. Acum, un punct care nu l-am spus data trecută, între anul 2007 și 1842, un aspect este, în anul 1842, deja bisericile au început să închidă ușile soliei lui William Miller. Da? În anul 2007, la fel s-a întâmplat cu bisericile adventiste, pentru că această solie care a început să fie predicată de fratele Jeff și de alții după aceea, ea se baza pe Daniel 11:40 și cam asta s-a predicat tot timpul, dar în 2007 deja bisericile, mai ales s-a predicat în bisericile adventiste din America de Sud, în America, și bisericile au început să închidă ușa soliei. Înțelegeți? Mai ales când s-au redescoperit hărțile și s-a redescoperit că profeția celor 2520 de ani este o profeție adevărată, așa cum este arătată și pe hartă, au început să închidă ușile soliei, exact ca în linia de sus. Și în anul 2014, care este paralel cu 19 aprilie, a fost înțeles timpul de întârziere. Și dacă ne gândim la timpul de întârziere, înțeles de mileriți, după dezamăgire, s-au uitat din nou în Habacuc și și-au dat seama. Habacuc 2 cu versetul 3 spune că dacă întârzi, așteaptă, că cu siguranță va veni, cu siguranță se va împlini acea profeție. Și deci au înțeles că este un timp de întârziere. Aici fecioarele ador, pentru că mirele întârzie. În anul 2014 a existat această înțelegere despre timpul de întârziere din studiind istoria milerită și și-au dat seama că întârzierea aceasta se poate aplica foarte bine la predicarea Evangheliei, că de fapt între 2014 și legea duminicală civilă această solie trebuie să meargă în primul rând
spre adventism în poporul lui Dumnezeu și s-a bazat această idee pe faptul că în Matei 28 cu versetul 19 spune că trebuie să mergi să predici Evanghelia tuturor neamurilor și așa mai departe. Dar noi știm că în Luca 24 cu 49 spune că trebuie să... Haideți să citesc doar acest text și din Luca, pentru că este vorba de regula numărul 4 a lui Miller. Și o să citesc și acea regulă. În Luca 24 cu 49 spune: și iată, eu trimit promisiunea tatălui meu peste voi, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci până la cincizecime, când a fost revărsat Duhul Sfânt, Iisus le-a spus să rămână cu această solie în cetatea Ierusalim, deci în interior, în adventism, cum ar fi aplicat în timpul nostru. Și am să iau regulile lui William Miller și am să citesc regula numărul 4, bineînțeles că o să traduc, că nu sunt în română. Spune: ca să înțelegi doctrină, trebuie să aduci toate scripturile, tot ce e scris în scriptură, să le pui împreună, toate cele care se referă la subiectul pe care tu vrei să-l cunoști, și după ce ai făcut asta, să lași ca fiecare cuvânt să aibă propria ei influență, da? Și dacă poți să-ți formezi teoria fără nicio contradicție, făcând acest lucru, înseamnă că nu ești în eroare, că nu ești greșit. Deci care este ideea? Dacă citim, ăsta este exemplu, unul dintre ele, în Matei 28 spune să mergi să predici Evanghelia tuturor neamurilor, dar este doar o scriptură, o parte din scriptură. În Luca 24:49 se completează această parte, se spune să mergi să faci asta, dar întâi să rămâi în Ierusalim până la cincizecime, de fapt până la revărsarea ploii târzii, cum ar fi în timpul nostru. Și de-abia după aceea, după ce ai primit Duhul Sfânt, poți să mergi cu solia mai departe la neamuri. Și un alt exemplu ar fi în Coloseni 3:22. O să-l citesc și pe acesta. Două secunde. Coloseni 3:22, vorba despre sclav. Galatine FS. Două secunde, este Biblia care de fapt nu o folosesc și sunt foile destul de lipite între ele. Coloseni 3:22 spune: robilor, ascultați în toate de stăpânii voștri. Da? Deci nu spune decât să ascultați de toate de stăpânii voștri. Cum dacă eu iau acest text, cineva dacă este rob, indiferent ce spune sclavul, trebuie să asculte. Dacă sclavul spune nu trebuie să ții sâmbăta sau trebuie să mânci carne de porc, dacă stăpânul spune, sclavul trebuie să respecte în totul stăpânul. Dar bineînțeles că noi avem și celelalte texte în care spune dați cezarul ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci vedem că trebuie să aducem toate textele sau locurile din Biblie care se referă la aceeași temă, să le punem împreună, să le comparăm și de-abia după aceea, dacă putem să ne formăm o teorie care să stea în picioare, bazată pe toate aceste texte, atunci putem să zicem, da, avem adevărul. Dar nu ne putem baza doctrina pe un text sau două din Biblie. Sau pe un citat sau două din Spiritul Profetic. Acum, aș vrea să menționez vis-a-vis de linia noastră și de lumina crescută, că în ultimii ani, eu sunt din 2014 în această mișcare, dar pot să spun că în ultimii ani Dumnezeu ne-a descoperit mult, dar în special în ultimul an.
Este o cantitate enormă de adevăr care a apărut în rândurile noastre și sunt deja multe istorii din Biblie care s-au înțeles spiritual, ceea ce înseamnă ele spiritual și se aplică în special în perioada legii duminicale. Și o să vedem că perioada legii duminicale este aici, cum ar fi între 2014 și legea duminicală civilă, pentru că Babilonul a căzut, este împlinirea perfectă a acestei solii, se găsește la legea duminicală, nu? Când Babilonul cu adevărat cade. Și o să vedem. Și acum, faptul că Dumnezeu a descoperit atâta lumină arată că ne apropiem de proclamarea celei de-a treia solii îngerești sau a strigătului puternic de la miezul nopții. Pentru că noi suntem aici, nu? Și strigătul la miezul nopții este undeva în fața noastră. Asta nu spun celelalte linii. Iar la strigătul de la miezul nopții, noi trebuie să avem o înțelegere foarte bună asupra soliei îngerului al treilea. Pentru că solia îngerului al treilea, vedem, ajunge aici, este predicată, este confirmată de legea duminicală civilă și după începe testul soliei îngerului al treilea. Și încă un lucru care vreau să-l spun, toate acestea sunt tipuri, deci bineînțeles că și linia noastră până la legea duminicală civilă este tot un tip. Nu avem de-a face cu legea duminicală, asta la fel demonstrează că suntem încă în tip. Și ideea este că strigătul la miezul nopții a fost pe linia lui Iisus, unde de data asta se modifică, nu? Este vorba de, cum și de intrarea triumfală, care a fost, ce anume, a fost dovada cea mai puternică și în același timp, o să avem citatele, a fost și ultima solie de avertizare în toate aceste trei linii, aici va fi. Cu alte cuvinte, în timpul nostru, undeva în viitorul foarte apropiat, strigătul de la miezul nopții va fi dovada cea mai puternică că această mișcare de reformă este din partea lui Dumnezeu și că au solia adevărului prezent și va fi dată ultima solie de avertizare, atenție, pentru toți cei din această mișcare. Nici de cum pentru adventiști sau pentru cei din lume, pentru că ei nu au auzit adevărul, solia adevărului prezent. Și Dumnezeu nu judecă fără să avertizeze, fără să explice dinainte. Haideți să citim. Vis-a-vis de faptul că strigătul de la miezul nopții este de fapt parte sau întărește solia îngerului al treilea. Și o să vedem. Când și-a început lucrarea publică de slujire, Domnul Iisus, pentru că Elenoia spune că aici a fost și a început el la prima curățire a templului și a început lucrarea publică de slujire, Domnul Iisus a curățit templul de lucrurile prin care era profanat. Printre ultimele acțiuni ale lucrării sale a fost cea de-a doua curățire a templului, chiar înainte de cruce. Și spune, tot așa, deci la fel, în ultima lucrare de avertizare a lumii, și ultima lucrare de avertizare o să fie pe linia finală, pe linia tip, dar pe linia antitip, pardon, dar o putem vedea și din 1989 încolo, și spune că în această ultimă lucrare de avertizare a lumii, bisericilor li se adresează două apeluri distincte. Și acum, apelurile sunt: solia îngerului al doilea a căzut Babilonul, da? Îngerul al doilea a căzut Babilonul și spune Apocalipsa 14:8, iar după aceea spune, iar strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea este auzit din cer spunând, ieșiți din mijlocul ei poporul meu. Spune că este strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea. Dar ieșiți din ea
Din mijlocul ei poporul meu este Apocalipsa 18, cum scrie și în citat. Iar cele trei solingere sunt în Apocalipsa 14. Deci vedem că acest strigăt de la miezul nopții este o întărire, îi dă o putere mai mare soliei îngerului al treilea. Și ambele se referă la primiți această solie de avertizare, pentru că dacă nu veți fi părtași la, cum scrie, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, ale Babilonului, care deja a căzut, și la legea duminicală, Babilonul deja a căzut, și să nu fi loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Deci vedem cum se îmbină lucrurile armonios și foarte, foarte convingător. Acum, la felul, am ales două versete care descriu destul de bine istoria acestei mișcări și mă refer la lumina crescândă, la lumina care vine progresiv din ce în ce mai mare. Spune în Proverbe 4:18, dar cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită. Cum? Cărarea celor drepți, ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult. În engleză spune, de fapt, din ce în ce mai mult. More and more, spune. Și exact asta s-a întâmplat cu această istorie și se întâmplă încă. De ce? Pentru că toți acești ani, da, nu s-a predicat decât Daniel, capitolul 11, cu versetele de la 40 la 45, plus metodologia, se arăta metodologia studiului folosită de această mișcare de reformă, o metodologie absolut biblică, și care erau, cum am mai spus, linie peste linie, faptul că istoria se repetă, faptul că Dumnezeu arată sfârșitul încă de la început, că El este cel dintâi și cel de pe urmă, că este Alfa și Omega, că toți profeții au vorbit mai mult pentru timpul nostru decât pentru propriul lor timp, că există o asemănare izbitoare între toate mișcările de reformă. Deci toate aceste principii, plus Daniel 11 de la 40 la 45, se tot repetau în această perioadă și au fost mulți ani de zile. Dar lumina, cum scrie aici, începând mai ales cu acest punct, nu atât de mult, dar cu anul 2016, când la fel a avut loc o despărțire în această mișcare, atunci Dumnezeu a început să pur și simplu să reverse lumină și s-au înțeles extrem de multe lucruri. Vreau să mai amintesc ceva vis-a-vis de înțelegerea de aici. În anul 2014, curățirea templului a avut loc, curățirea templului, și aici specific, acești pastori care predicau și erau cunoscuți și au fost marea majoritate dintre ei, au renunțat la toate aceste adevăruri. Și ce credeți? La curățirea templului, cine a fost dați afară din templu? Schimbătorii de bani. Iar acești pastori ajunseseră să-și vândă prezentările pe internet. Când venea la un seminar, cereau o anumită sumă pentru fiecare prezentare, cereau, bineînțeles, un anumite condiții la hotel, vreau ca totul să fie plătit. Ceea ce știm că Dumnezeu nu a lăsat în acest fel. Bineînțeles că lucrarea de predicare trebuie susținută de către ceilalți frați, dar nu în momentul când vezi că Dumnezeu ți-a descoperit un adevăr, de la tine să începi să ceri bani pentru acel adevăr, pentru fiecare prezentare care era în internet sau călătorii, totul trebuia plătit. Și acești frați au respins exact acest adevăr din urmă. Și cum v-am spus data trecută, unul dintre ei, de care știu cu siguranță este momentul de față, este baptist, nu mai este nici măcar adventist și nu mai recunoaște absolut nimic din urmă, bineînțeles nici scrierile Ellen de White. Cărarea celor drepți strălucește tot mai mult
Și care sunt aceste, care e această cărare, spune în Ieremia 6 cu 16. Astfel spune Domnul, stați pe căi și vedeți și întrebați de cărările cele vechi. Cărările cele vechi, toate tipurile, toate istoriile trecute despre care profeții au vorbit mai puțin și au vorbit mai mult pentru noi, acestea sunt cărările cele vechi. Zice, întrebați de ele, întrebați unde e calea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă, ceea ce vrem noi. Și cuvântul odihnă este, nu intru în asta acum, ok, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au spus, refuzăm să umblăm în ea. Refuzând să umblăm pe această cărare. Și fără comentarii. Acum despre ultima solie de avertizare, ca să vedem că toate aceste trei linii și, bineînțeles, până la capăt, sunt date soliile de avertizare, la fel ca și pe timpul Noe, de altfel. Spune așa, credincioși, sinceri, stăruitori, lăsaseră totul pentru Hristos și se împărtășiseră de prezența Lui ca niciodată mai înainte. Vorbește de istoria ei, Ellen White. Ei dăduseră lumii, după credința lor, ultima avertizare și așteptând să fie primiți, deci ce dăduseră? Ultima solie de avertizare în timpul ei. Și a fost aici, când spunea, ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași la plăgile ei, pentru că această solie a dat-o Samuel Snow, primul, și ceilalți, și avertizat de faptul că Iisus Hristos va veni și după aceea, bineînțeles, vor urma plăgile. Următorul paragraf spune, totuși, această dezamăgire nu a fost atât de mare cum a fost aceea prin care au trecut ucenicii la prima venire a lui Hristos. Pardon. Când Iisus a intrat triumfal în Ierusalim, deci cu ce compară ea? Ea compară această perioadă a ei cu ucenicii la intrarea triumfală. Când Iisus a intrat triumfal în Ierusalim, ucenicii săi credeau că el era gata să urce pe tronul lui David, să le libereze pe Israel de apăsătorii lui. Cu speranța și așteptarea plină de bucurie, se întreceau unul pe altul să dea cinste regelui lor și așa mai departe. Dar ce vedem este că a fost, că istoriile sunt paralele și a fost o ultimă solie de avertizare și aș vrea să menționez aici că la a doua curățire a templului, după ce le-a spus câteva pilde, Iisus Hristos a spus, iată că vi se lasă casa pustie. Templul, deci era o închidere a harului din acest punct de vedere și a fost o ușă închisă despre care am citit în prezentarea trecută. Și spune că atâta timp cât el mergea spre Ierusalim și soarele nu apusese încă, mai era timp în care ei să accepte această solie din partea lui Iisus Hristos. Dar majoritatea au respins-o și au fost doar câțiva care au acceptat-o. Și tot în acest paragraf spune, profeția trebuia să se împlinească. Asta doar ca să vedeți că toată această istorie a planului de mântuire este de fapt bazată pe profeție. Profeția este Evanghelie, este una și același lucru. Profeția trebuia să se împlinească. Ucenicii împlineau planul lui Dumnezeu, cu toate acestea erau condamnați la o dezamărgire cruntă. Deci, ucenicii au împlinit planul lui Dumnezeu, la fel știm că prima și a doua solie îngerească în timpul mileriților și-au făcut sau și-au îndeplinit lucrarea lor specifică, chiar dacă ei au fost dezamăgiți și unii și alții. Următorul citat, exista o întârziere în venirea mirelui, pentru ca toți să aibă oportunitatea să audă ultima solie de avertizare. Vorbind despre vremea ei, dar noi știm că istoria se repede și în timpul nostru va fi la fel ultima solie de avertizare dată în această perioadă. Și Dumnezeu este pe cale să ne descopere în mod perfect acest strigăt de la miezul nopții, ca să aibă puterea scontată, cum a avut și în trecut. Pentru că știm în istoria milerită, când s-a dat acest strigăt, zice că nu mai conta, fanatismul a dispărut, oamenii erau plini de zel, dar de un zel bazat pe cunoaștere, de un zel sfânt. Și au mers și au dat cu foarte mare putere această solie.
Și în timpul nostru trebuie să întâmple același lucru, chiar dacă este încă în tip, este la scară mică, dar trebuie să aibă o putere mare. Spune, prima și a doua solie îngerească sunt unite și complete în a treia. Deci a treia solie îngerească va avea o putere foarte mare, pentru că aici avem a doua solie îngerească este împuternicită, Babilonul a căzut, o să vedem prezentări următoare, îngerul din Apocalipsa 18 coboară, deci îi dă putere, pentru că acest înger spune că a venit cu mare putere și a umplut pământul de slava lui. Avem solia îngerului al treilea care începe să fie dat aici, plus vine strigătul la miezul nopții care dă o putere mărită. Deci avem puterea lui Dumnezeu, care de fapt este Evanghelia, cum spune Romani 1:16, este vizibilă mai mult ca niciodată în această perioadă de timp. Și când arăt aici, între 2014 și legea duminicală civilă, suntem încă în tip. Deci, între legea duminicală religioasă, paralelă cu aceste pietre de hotar, și cea de-a doua venire a lui Hristos, terminarea crizei legii duminicale, aici va avea loc cea mai mare desfășurare a puterii lui Dumnezeu. Adică cea mai mare înțelegere a Evangheliei, adică a Bibliei. Dacă vreun om se închină fiarei și icoanei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, deci vedem cum vorbește a treia solie îngerească, bineînțeles, despre legea duminicală, ca și cea de-a doua. Și următorul citat, în treita solie îngerească, ce cuprinde prima, a doua și a treia solie, este solia pentru acest timp. Deci, încă o dată, subliniază faptul că solia este pentru acest timp, deci este solia adevărului prezent. Și vorbește la fel de legea duminicală când spune asta, că este solia pentru acest timp, pentru că spune Dumnezeu își cheamă poporul să preamerească și să cinstească legea sa. Și când cinstim legea sa, în momentul în care, indiferent de persecuție, chiar de decretul cu moartea, noi cinstim legea sa, adică sabatul, în primul rând. Prima și a doua solie îngerească sunt legate de cea de-a treia și puterea vestirii primei și celei de-a treia solie îngerești trebuie să se concentreze în a treia. Deci această putere este concentrată în a treia solie îngerească. Și ultimul citat. Unii dintre cei care se află încă în viață au primit o mare lumină de la Dumnezeu când au cercetat cărțile lui Daniel și Ioan și au pășit pe terenul unde profețiile speciale erau în curs de împlinire în ordinea lor. Deci în momentul în care au studiat ce anume profeția, cărțile lui Daniel și Apocalipsa, a existat această reînvigorare și profețiile, toate cele șapte tunete, în ordinea lor, erau în curs de împlinire, când au început să înțeleagă Daniel și Apocalipsa. Adevărul a strălucit la fel de clar ca soarele de la miezul zilei. Evenimentele istorice care arată împlinirea directă a profeției le-au fost prezentate oamenilor, iar profeția, atenție, a fost înțeleasă ca o schiță simbolică a evenimentelor care conduc până la încheierea istoriei acestui pământ. Deci toate aceste profeții, toate aceste șapte tunete conduc până la încheierea istoriei acestui pământ, pentru că aceste șapte tunete care le avem în aceste linii se vor repeta în linia pentru biserică, pentru restul bisericii adventiste și în ultima linie care este pentru toată lumea. Iar o să vedem în prezentarea viitoare, când o să le punem pe toate șapte, una lângă cealaltă, o să ajungem la închiderea completă a Harului pentru absolut orice om de pe acest pământ și, bineînțeles, la revenirea lui Iisus Hristos. Oamenii
au acum de vestit o solie deosebită pentru lume, și anume solia îngerului al treilea. Aceasta este solia. Deci, ca o concluzie, în ultima linie de reformă, a treia solie îngerească va fi ce? O deliniere a șapte evenimente, adică șapte tunete, care vor avea loc în ordinea lor, sub prima și cea de-a doua solie. De asemenea, știm că împlinirea perfectă a celei de-a doua solie îngerești va avea unde? Loc la legea duminicală, când, de fapt, cum am mai spus, Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, va fi dată din belșug. Și acestea au fost gândurile pentru această prezentare, și în următoarea o să punem exact cum sunt aceste trei linii, o să fie cele trei linii, dar care sunt numai pentru noi. Deci începând cu, să zicem, cu anul 1989, cele trei linii, și ajungem la închiderea totală a Harului, și o să vedem cât de bine se potrivesc, cât de bine se îmbină una cu cealaltă. Este planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru biserica, pentru toți oamenii care trăiesc la timpul sfârșitului. Și o să închidem cu o rugăciune. Tată bun și sfânt care ești în cer, încă o dată îți mulțumesc pentru această posibilitate de a împărtăși aceste lucruri. Îți mulțumesc pentru acest plan de mântuire. Îți mulțumesc pentru toate adevărurile pe care tu ni le descoperi, pentru toată această repetiție a istoriei, pentru că lucrurile pot fi văzute cu claritate. Îți mulțumesc că ne avertizezi dinainte, Tată, ca să ne putem pregăti, să putem aduna acest ulei atât de necesar la strigătul la miezul nopții. Și te rog să binecuvintezi, Tată bun, pe toți cei care sunt sinceri și caută adevărul, ca să înțeleagă solile din partea ta, să facă pregătirile necesare și să aibă lămpile pregătite ca să poată să meargă în întâmpinarea mirelui. Te rog, Tată bun, ca să binecuvintezi în continuare această solie și ca planul tău să se împlinească în viețile cât mai multor oameni. În numele lui Iisus Hristos. Amin.